嗨，那你干嘛喝了？Salutare! Bine ați venit la un nou episod în Dodi. Astăzi continuăm cartea lui Lysander Spooner, Constituția fără autoritate. Și capitolul 6 poartă titlul cărții, Constituția niciunei autorități sau fără autoritate. Înainte de aceasta, ne va spune Valei ce trebuie să facem atunci când observăm un episod nou din Îndodi. Noi atunci când observăm un episod nou din Îndodi, îl ridicăm de pe jos și ne uităm de jur împrejur să vedem dacă ne-a văzut cineva. După aia dăm pe like ca să se răspândească episodul pe algoritmul YouTube-ului. După aia dacă vrem să mai vedem Îndodi, dăm și pe subscribe. Ne citim și aia de descriere unde o să găsim un link către cartea pe care o discutăm noi astăzi, o să găsim un link către blog, o să găsim un link către canalul de Telegram unde putem să vorbim și cu aia de la Îndodi în direct dacă vrem să facem chestia asta și o să găsim de asemenea și niște linkuri de crypto și Patreon unde putem să răsplătim pe Îndodi pentru efortul produs. Capitolul 6. În preambul ni se spune că capitolul 6 a fost scris înaintea capitolelor 3, 4 și 5. Capitolul a fost publicat. Publicat, da. Că îl felicitează din 1. Dar nu ni se explică de ce nu a fost publicat în ordinea numerotării. Nici capitolele 3, 4 și 5 n-au apărut vreodată. Asta e. Nu le-a scris, de fapt, nu? Cred. Ba, cred că le-a scris, dar nu ar fi avut momentul propice să iasă la lumină. Nu, mă gândesc că se găseau dacă săpai prin arhiva. M-am uitat, dar cel puțin n-am săpat în... M-am uitat rapid și n-am văzut niciunde, incluse undeva. Nu l-a scris, că e prea important și ca să nu... Adică săpa lumea, știi? Poate le-a și distrus el, poate le-a scris de mână. Gândește că suntem într-o epocă în care nu există copii. Dacă tu distrugi manuscrisele, s-a dus. Prima secțiune din capitol. Lysander Spooner, în prima secțiune, Lysander Spooner se ocupă de... prima propoziție din Constituția Statelor Unite ale Americii și se leagă de fraza We the People și de posteritate. Aceste două expresii din primul paragraf al Constituției Americii îl duce pe Lysander Spooner cu gândul la ceea ce a spus și în capitolele 1 și 2, cum că Constituția Americii nu poate fi privită decât ca un contract între două persoane sau mai multe și dacă privim lucrurile astfel, observăm că ea nu obligă și nu generează obligații nici persoanelor din timpul scrierii acestui contract și nici posterității. Din, să zicem, că
nu o putem privi decât pe un contract. Zice altceva, spune, ca să genereze obligații, da, ar fi trebuit. Ea ar trebui să fie privită ca un contract. Și da. Hai să ne uităm la ea ca un contract, cam să vedem pe cine obligă. Okay. Trebuie să o privim ca pe un contract sau că o privim, vedem că nu e. Da, 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 scopul e în sine, adică plecăm de la, cum să spun, plecăm de la scop. Trebuie să genereze obligații. Dacă nu privim ca pe un contract, ea nu poate să genereze. Uh-huh. Și odată, el spune expresia we the people, noi oamenii, din Statele Unite ale Americii. Asta, această expresie înseamnă că individual fiecare persoană din Statele Unite ale Americii ar fi trebuit să semneze această Constituție a Americii pentru ca ea să aibă autoritate asupra lor sau să le genereze niște obligații. Din cauza faptului că ea a fost scrisă. Da, acum vreo 80 de ani. E un lucru care e important pe care îl spune el aici, da. Plecând strict de la limbaj și de la primul paragraf. Spune în felul următor că, sau tu ești înainte de... Nu, la sunt aici, da. Spune în felul următor că e evident din limbaj că se formalizează un acord, agreement, un contract, un acord. Da? Și că această formalizare nu poate să fie făcută decât între oamenii care există atunci, da, în viață. În viață. Este de asemenea evident din limbaj că nu există nimic în Constituție care să spună că obligă și generațiile viitoare. Da. Adică, și aș spune, chestia asta e foarte importantă, pentru că teoretic, așa cum e scrisă litera Constituției, referit la români, e clar despre cetățeni și cum e Constituția României, dar aici, în clipa asta, e foarte important a spune chestia asta, că ei, în Constituție, nu generează implicit obligații la generațiilor viitoare. Da. Legat de generații viitoare, există acel cuvânt posterity. Dar ei spun, domne, noi facem acest lucru, acest contract între noi, cei care suntem aici de față, în fața Constituției și vii în anul 1776, pentru că vrem să considerăm că acest contract va genera lucruri, numai lucruri bune pentru posteritate. Dar nu că obligăm și posteritatea să fie, să zicem, legată de acest contract pe care îl avem noi. Era, și a făcut Dumnezeu lumina și a văzut că era bună, știi? La fel și aici, el folosește metafora asta, e ca și cum ai pune un prun, cred că o să fie de folos, da, posterității, dar nu-i oblig pe aia să mănânce prunea dacă nu. Ei, eu nu sunt de acord cu ei. Însă cred că greșește spunea de aici, eu cred că Jefferson și ăștia o gândeau ca pe un set de obligații și pentru... E foarte posibil. Dacă obligații legitime, ele aduceau libertatea, prezervau libertatea, știi? E foarte posibil ca ei, atunci când au scris-o, să se gândească la chestia asta, dar argumentul lui rămâne, că dacă interpretăm strict pe text, nu rămâne interpretarea, text, da. Nu îi reiese chestia asta. Da. Să nu uităm că domnul Spooner a fost avocat, deci el să uită... Atent la, păi nu, dar e la limba aia între... acolo un contract. Da, dar tu analizezi ce a vrut să spună Eminescu, știi? Și dacă Eminescu a vrut să spună... Nu, că la contracte, asta, la contracte, e, asta e faza, diferite. Că la contracte nu prea analizezi ce a vrut să spună, ci analizezi ce scrie acolo. Așa funcționează dreptul în domeniul ăsta. Mă rog. Păi da, ăla e suficient de ambigu. Eu tind să cred că ăștia chiar... vedeau ca binding și în anii 2000 Jefferson și... dar o vedeau ca pe obligație legitimă. Înțelegi? Cam așa cum ai vede în app. Da, e obligație, te obligă să faci chestii, lucruri. Dar obligație legitimă. Cred că aveau ceva de... Nu cred că gândeau că e un prunc și nu, face poame bune. Cred că dacă analizezi contextul istoric care a fost scrisă și prea celelalte... distinția ca să... Nu, că
cred că lumea a analizat și celelalte scrieri ale lui Jefferson și ale celorlalți. Dom'le, dacă ne uităm în scrisorile lui Jefferson sau lui Washington sau al celorlalți, vedem că, într-adevăr, asta a vrut să spună în Constituție. Cum crezi că vedeau chestia ca pe o chestie locală? Ne-am adunat noi în drumul taberii în șe. Sau o vedeau ca pe o chestie gen aceasta a la Ștefan, știi? Aceasta este apa Moldovei, așa să-i rămână numele. Eu cred că a doua e mai plauzibil. Adică Jefferson erau se vedeau ca părinți fondatori. Am să fiu îngăduitor și... obiecțiile lui rămân, deci nu. Da, dincolo de... pentru acolo că Spooner... doar dacă el face comentariul. Da, da, da. Pentru că Spooner o să spulbere și această interpretare, dacă se poate, a Constituției. Chiar dacă ei ar fi avut așa ceva în minte, tot nu generează nicio obligație. Nu te obligă. Nu ne obligă, nu știu, americanul din 2000 să... De ce? Că n-a semnat, au semnat unii. Asta e primul argument, nu obligă generațiile viitoare. Dar spune, zice că nu ne obligă nici pe aia de față, nu? Nici. Da. În primul rând, nu toți cei vii la momentul acela au citit măcar Constituția. Prezenți la semnarea ei, iarăși, nu au fost nici cei care... puteau să citească... O mână de oameni au fost, așa? Dar o mână de oameni au văzut-o, au semnat-o și au fost de acord cu ea. Restul n-au avut tangență și deci nu pot fi sub autoritatea ei. El face un fel de o altă paralelă, un alt exemplu pe care îl dă aici. Noi, locuitorii din Boston, vrem să construim o turlă de biserică sau un fort, el zice un fort. Un fort. Și credem că acest fort ne va ajuta pe noi și pe posterii. Fort. Un fel de cetate, un fel de zid care să ne apere de pericole. Bun. Celălalt ar... De asemenea, el se leagă aici de corporație. Nu se poate spune că Constituția Statelor Unite ale Americii a fost un act fondator al unei companii în care oamenii de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de la acea vreme au intrat, odată cu apariția Constituției, în această companie și de acum încolo Statele Unite ale Americii să fie privită ca o companie, să zicem. Și asta nu e un argument foarte așa de naiv pe cât pare, pentru că unul la mână zice Constituție. Da? Adică e un act constitutiv pentru o entitate. Da? Da. Ce avem la îndemână în domeniul ăsta, o actul constitutiv al firmei, da? Sau a corporației, mă rog, la el le folosește interchangeabil la vremea respectivă. Corporație nu avea neapărat însemnătate pe care o are astăzi. Și ia și se uită. Hai să vedem ce se întâmplă cu astfel de acte constitutive pentru corporații sau entități. Păi, dacă mor acționarii și nu o lasă moștenire, se rade. Se radiază. Da. Plus că nu te referi we the people la o corporație niciodată. De o denumire. Nu, dar să zicem că we the people e instanțierea ca să nu mai bage cu nume și prenume pe toată lumea. Ok. De asemenea, corporația nu are posteritate. Păi asta am zis și eu. Da. Nu... Deci nu poți să-i spui... Nu poți să vină unii, nu pot veni unii tinerii... Vin, dar pot să zic că noi vrem să intrăm. Semnează un act de adeziune, da, ca să intre în... Trebuie să fie explicită într-o corporație. Așa, dacă nu mai veneau, ăia mureau. Dacă mureau ăia și n-o lăsau, ideea e, el zice că adeziunea de noi membri necesită un act voluntar din partea noilor membri. Și anume, fie să... Vrea el să intre și să zică cioc-cioc, lăsați-mă și pe mine, fie să fie lăsată corporația moștenire dântată în fiu,
Dar fiul trebuie să accepte moștenirea aia. Tot e o parte de act voluntar din partea lui care trebuie să se petreacă. Deci nu poate să genereze din nou obligații o asemenea interpretare decât prin adeziunea voluntară a generațiilor următoare. Adică, practic, e aceeași problemă, are aceeași rezolvare cu prima problemă, cu prima variantă. Adică dacă se obligă la nou venitul. Da, exact. Și Spooner spune, ok, dacă Constituția nu generează obligații americanilor, oare americanii singuri nu se bagă în autoritatea Constituției? Adică întrebarea de fapt ce spune el aici este așa. Am demonstrat că obligațiile pentru generațiile viitoare nu pot fi decât generate prin un act voluntar. Nu fac americanii din generațiile următoare niște acte voluntare pe care noi putem să le considerăm ca reprezentând o adeziune pentru Constituție? Exact. Ăsta este scopul pentru care el consideră mai departe următoarele două secțiuni. Și anume, e posibil ca doar prin vot sau prin plata taxelor americanii generației lui Spooner și din ziua de astăzi să adere în perpetuitate la această Constituție, acest contract semnat de părinții fondatori. Și nu e neapărat un argument fantezist, adică l-au și astăzi în gura oricui. Păi da, cum votezi? Bine, mai e un alt argument, dacă vezi la el nu vine aici, consumi bunuri și servicii, te bucuri de ce-ți dă asta. Ăsta e argumentul mai puternic astăzi. Da. Dar îl mai auzi încă și pe ăla cu votezi și îl mai auzi încă și pe ăla cu plătitul taxelor. Pe vremea aceea statul nu prea dădea mare lucru. Da, asta zic. Și atent, cât poate să schimbe paradigma socialistă, inclusiv o dezbatere. El cred că invocă protecția, dar da, nu aveai caz, știi, telefoane mobile sau să-ți dea... Da, el zice, mi se pare ai dreptate, zice de ceva de protecție, zice, Uite, și el zice fie că vrei, fie că nu vrei, știi? Dar nu e nici măcar pusă, știi, ca serviciu oferit de stat, adică metodele la care se apropie, el se oprește, da, el nu e, știi? Nu e în sensul ăla, la humor ne-am luvit de argumentul ăsta, validarea contractului prin acceptarea beneficiilor. Am acceptat sănătatea gratuită, înseamnă că sunt de acord, numai. Și acum începe să numere și să argumenteze faptul că votul nu este un mod prin care americanii să adere la Constituție. Ia, ciulește urechile, știi tu cu cine vorbesc. Da, sunt mai multe. Primul lucru, nu tot americanii votează. Nu toți americanii votează, nu toți americanii au votat, istoric vorbind, nu toți americanii votau, nici măcar pentru Constituție n-au votat-o toți. Da. Că... odată... Ei n-au ratificat Constituția, nu? Înseamnă că aia noastră, a lui Iorgovani, mai... No comment. Deci, odată, în timpul, în timpul vieții oamenilor care au prins Constituția, el face un calcul și zice că doar o cincime dintre americani au votat. Era o zecime? O cincime. După aceea, din ăștia, restul americanilor sunt oricum excluși de la vot, și anume negri, femeile, copiii, după aceea cei care nu aveau proprietate. La vremea respectivă, în Statele Unite, se practica ceva ce se numea votul prin franciză. Așa anume, nu aveai vot universal ca astăzi în virtutea calității de cetățean, cum e în țările din Europa sau a calității de căsâșiop aici, cum e în California și alte state care lasă pe oricine să voteze.
Da, pe vremea respectivă trebuia să te califici pentru vot și anume ca să te califici trebuia să deții în proprietate o anumită cantitate de proprietate care nu în mod întâmplător te făcea și taxabil. Cumva dacă nu dețineai o proprietate mai mare, nu plăteai taxe în America acelor vremuri. Și nu plăteai taxe, nu votai. Basically, cam asta era ideea. Da, nu cred că era lumea așa de... După aceea, din acest mic procent, care totuși era eligibil să se ducă la vot, nu toți votau. Mulți aveau altă treabă în ziua respectivă, unora nu le plăcea de niciun candidat, așa că nici acest procent de 1 pe 5 devenea 1 pe 10 sau 1 pe 20, nu mai știu. Cum calculează, oricum. Se diminua. Începe să faci fracții. Din ce în ce mai puțin. S-ar putea să ajungă, de fapt, pe la 1 pe 81, dacă stăm să mulțim toate fracțiile alea. Nu, așa e puțin, nu? Dacă e trupa câștigătoare... E ceva mai mult de 1 pe 81. Votează mai mult de 10% din populație. Nu mă gândeam aia care au votat chiar și, așa, și... chiar și așa, tot e mai mult de 1% de 10%. Pe lângă faptul că acest mic procent a votat, votul lor era dat doar pentru o anumită perioadă, pentru un anumit candidat. Deci nu votează, domne, vreau ca un guvern să existe în perpetuitate. Am votat doar pentru candidatul X, pentru 4 ani, după ce pleacă el și apare un candidat de la alt partid, nu vreau să mai consimt la guvernul respectiv. Sau votez din nou, adică știi, de bine. Da. Nu, ideea e că începe o tură nouă. Da. După aceea, sunt unii care au votat pentru partida, pentru partidul care nu câștigă. Deci, aceia sigur nu și-au dat consimțământul guvernului care câștigă. Da, dar acolo poți să spui, poți să faci argumentul că nu-ți votați pentru, n-au votat guvernul, dar dacă votul, exact, legitimează Constituția, atunci ei participând la joc, poți să spui că au legitimat. Dar spuneri continuă și desfințează și argumentul ăsta. A spune, ok, momentul în care ești pus într-un sistem în care prin vot poți să-ți reduci cantitatea de suferință pe care guvernul ți-o impune, zicem, procentul de taxe sau diverse reglementări, atunci încerci, dacă asta e singurul mecanism pe care ți se impune, încerci să votezi pentru un candidat care îți ușurează această impoziție. Să aducă beneficii, el folosește și asta. Da. Te porți purta și predativ. El folosește metafora asta a războiului. Ești aruncat într-un război și ori te omoară ăia, ori eu mor tu. Da. La fel și la vot. Plus că în timpul lui Spooner, metafora ballots versus bullets chiar însemna ceva. Adică, domne, hai să decidem, nu să ne împușcăm unii pe alții, hai să decidem cum ne supunem unii altora prin vot. Să nu ne împușcăm până când cedează o parte, hai să votăm. E mai, să zicem, trăim mai mult, mai mulți. Așa. Plus că unii încearcă să voteze pur și simplu persoane care se știu că nu au nicio șansă la a câștiga alegerile, dar pur și simplu pentru a fi în dezacord cu Constituția și cu guvernul respectiv, probabil că americanii au și chestia, nu? Cu rubrica liberă și poți să scrii numele tău. Da, persoană. Da, poți. Deci, pur și simplu, scrie numele tău sau scrie numele vecinului, tocmai pentru a nu vota. Asta poate fi un act de dizidență față de sistem. Dar aia dinainte că votezi și n-a ieșit, nu e neapărat dizidență. Nu e dizidență, dar o iei în... Da, de la așa interpretează, că ăla care a votat... Nu, el nu interpretează așa. Ca dizidență, ci ca apărare... N-ai ce să faci. El zice doar că nu ești suporterul guvernului. Nu știu dacă neapărat trage linia și până la Constituție. Așa am înțeles, ar fi o greșeală. Pentru că nu, tu poți să votezi cu USR și asta nu înseamnă că tu ești antisistem. Nu, tu ești parte pro-sistem. Da.
Adică dacă ar veni, să zicem, un partid libertarian și a spune a doua zi desfințez guvernul și președinția și parlamentul și votez cu el, înseamnă că susții guvernul și... Nu. Și intri în joc și afli de cineva care îți va ușura viața într-un viitor. Sau presupui că îți va ușura viața. Așa, și o altă chestie pe care, asupra căruia face el apel aici și merită să discutăm despre ea, este faptul că voturile sunt secrete. Da, e foarte important. Da. Păi, care e, e foarte important pentru argument. Foarte... Vreau să mai revin puțin la ce zisești tu, că păi dacă e libertarian, nu e anti-guvern? Da. Păi. Eu am votat pentru pentru un libertarian care îmi spune mâine îți desfințez statul. Atunci chiar merge să zici. Okay? Păi da. Asta zic. Dar mai sunt unele partide care sunt, zicem, liberal clasice sau o minimizare a statului, știi? În... Atunci... Unde? Chiar unde sunt? Într-o societate utopică. Nu știu. Supat? Da. Nu există. Deci ăștia îi dau... Ca să zic că de defazat sunt... De importantă e luciditatea asta și în viață. Deci ăștia zic al de Kamala Harris că votăm pentru democrație. Votăm? Păi, a abolit Trump democrația, știi? Deci ce înseamnă să n-ai proprietatea cuvintelor? Tot mediul academic e că trăim în capitalism, capitalismul ne oropsește și ce n-ai va mai face? Tu nu ai o singură țară nici pe aproape, deci nu e la lumină. Ce înseamnă să fii așa defazat, știi? Da, da. Bun. Și hai să vorbim de chestia asta cu pe față sau pe spate. Da. Cu votul secret sau da. Susținerea... El fiind un avocat, el spune, domne, lucrurile într-un contract trebuie să fie pe față. Cineva trebuie să-și asume o responsabilitate. Cine votează și pune un guvern care după aceea generează obligații tuturor cetățenilor, trebuie să știm cu nume și prenume cine au fost acele persoane, pentru că toate lucrurile astea, dacă îi dai unui guvern o putere așa de mare, trebuie să existe și responsabilitatea acolo. În momentul în care vine un agent al guvernului și ia unei mame singure din vestul sălbatic jumate din o zecime din proprietate, trebuie să știm cu nume și prenume cine a creat această problemă. Nu, la orice contract sunt transparente părțile, știi? Da. Tu nu votezi cu majoritatea, deci tu ari cu tractorul, am încheiat cu majoritatea. Nu, am încheiat cu X, cu Y, cu Z, cu nu știu. Răspunsul care mainstream sau mă rog, oficial. Păi a votat cu o majoritate. Și spune, zice, cine? Da, cine? Că votul e secret, nu știm. Ce-i poți reproșa lui spunere aici e că de ce nu discută și motivația pentru votul secret, să nu faci dușman sau partea păi luminoasă? Da, nu, sau... el nu-l interesează chestia asta, pentru că el spune din alt punct de vedere. Privește chestia asta doar prin punctul de vedere votul legitimează Constituția. Votul susține Constituția. Și el spune în felul următor. Pentru că toate voturile sunt date la secret, prin vot secret, nu există nicio metodă legală de a ști, de a infera din voturile înseși cine a votat pentru și cine a votat împotriva Constituției. Voturile, prin urmare, nu reprezintă o dovadă legală că niciun individ în particular susține Constituția. Și... nu poate să fie nicio și acolo unde nu poate să fie nicio dovadă legală că niciun individ în particular susține Constituția, nu poate să se spună din punct de vedere legal că cineva, chiar și un grup, o susține. Pentru că e imposibil dacă nu ai dovada unui om statistică. Să vezi... Nu, e imposibil dacă nu ai dovada că un om susține legal
Nu poți să spui că mai mulți oameni susțin legal, dar niciunul dintre ei în particular. Unul este în fața unui judecător într-o sală de judecat acum. Pentru el lucrurile sunt, cum să zic, trebuie să fie un limbaj legal. Îmi face paralela cu piața și zice, uite, acolo ai contracte, știm cine ce a semnat, aici nu știm, că e votul secret. Da. Poate să spună PSD-ul, păi am în spate voturi și spune, zice, cine a votat, cine te-a? Păi nu, că e secret. Deci nimeni nu te-a mandatat. El spune pe aia, uite, în piața liberă iei chitanță și pentru că ai plătit 30 de lei avans, o să vină după aceea să-ți monteze o ușă. Iei ceva scris, ai un nume și prin firma nu știu care va veni sau omul respectiv. Deși pe vremea aceea oamenii doar pentru sume foarte mici nu mai cereau o hârtie în care să fie asta doar, și asta doar dacă exista o relație de afaceri prestabilită între ei, adică nu... Nu, cred că se gândește la cumpărăturile obișnuite, spun ar... Păi de... Eu așa m-am gândit. Păi dacă, păi aia e deja o relație de afaceri prestabilită, gândește că la orașele mici de cât de mărime erau atunci, tu îți cumperi, de la același. Dacă sunt traveler, o să vezi că îți garantez că se luau chitanțe. Dacă sunt travel salesman. Deci e o chestie logică. Îl vezi pe omul ăla, ai creat o relație cu el, nu mai e nevoie să mai formalizezi lucruri de genul ăsta. Însă, lucruri de importanță așa de capitală cum este Constituția și Guvernul, aici nu se cere semnătură, să știm cine enforcează sau de cine... De ce a semnat-o cineva a Statelor Unite? Constituția Americii? Da, e semnată de... Sunt oamenii aia, Washington... De Founding Fathers. Ce? Founding Fathers. Aia a semnat-o, da. Cam câte semnături sunt? Ai? Mai știu. Deci aia e semnată, dar nu e obligă decât pe ei. Da. Nici măcar pe ei, păi ce obligă, nici se crea. Da, fii atent. Alea din Constituție. Acum gândește la situația din California, mi se pare. Când ăștia au început să formalizeze inclusiv acordul dintre un băiat și o fată la dating. Se semnează, pac-pac, ești de acord, bem un suc și să suporți avansurile mele. Da, sunt de acord, pac-pac. Deci dacă la așa ceva formalizează, dar mi-te la Constituție și la lucruri de genul ăsta să ceri totuși lucrurile să fie pe față, să vedem cine e responsabil. Da, Vali deja are Constituția Americii în față. În FOT 39 de semnături zicea un articol, nu știu dacă e și al lui Washington pe aici, că nu o văd. Trebuie să fie. Da, sunt FOT 39. Deci când ăsta spune m-a mandatat poporul, ăsta spune nu, că nu avem... Nu poți indica un singur om. Da. Păi am o majoritate. Păi tu ok, din cine e compusă majoritatea? Din cine? Plus că lucrurile astea în secret sunt lucruri de obicei întâlnite în bande de hoți, de tâlhari. Mafia se întâlnește noaptea în secret și plănuiește cum să... Noaptea ca hoții? Noaptea ca hoții, da. Când vrei să închizi băncile luni dimineața, Guvernul și Parlamentul se înturnește duminică seara, face nefăcuta și luni dimineața când se deschide sistemul bancar, te trezești ca în Cipru, hop, banii tăi nu mai sunt banii tăi. Nu hop, opa! Dar nu numai în Cipru s-a întâmplat lucrul ăsta, na? Au și ăștia, sunt bancari, are o logică cu vacanțele, cu pauzele astea de sâmbătă și duminică. Că nu se știe niciodată că n-ai nevoie de o pauză din asta. Da. Te trezești, păi, aoleo, banii mei. Banii noștri. În Anglia, după Lehman Brothers, după ce a dat faliment Lehman Brothers, așa, toamna aia a fost o pauză bancară prelungită.
Vacanță. E, și spune el aici, la un moment dat, zice, domne, da, nu e, îi spune, nu e absurd. Există și niște grupuri de oameni despre care știm sigur că susțin Constituția. Da? Și dă el aici fă trei grupuri. Le zici tu sau le zic eu? Deci zice așa. Ticăloșii, care sunt o clasă numeroasă și activă, care văd în guvern un instrument pe care ei pot să-l folosească ca să-și mărească puterea. Fraierii, o clasă foarte mare care pentru că are senzația că pentru că îi se dă voie să voteze împreună cu milioane de alți oameni diluare de putere, da. La care face el așa. Iluzia controlului, aici a fost fascinația. Exact. Iluzia controlului. Atunci el este și spune că, deci că îi permite să aibă doar aceeași voce dinpreună cu majoritatea, că dacă are altă voce nu contează. Da? Atunci când aplaudă jaful, sclavagismul și omorurile făcute asupra concetățenilor săi, este destul de prost, dacă nu era clar din tântălăi de la început, sau fraier de la început, este destul de prost să-și imaginează că este un om liber, un cetățean suveran și că acesta este un guvern liber sau un guvern al drepturilor egale. Și cel mai bun guvern de pe pământ, dă el niște citate probabil din scrierile vremii și alte asemenea absurdități. Și a treia este o clasă care recunoaște răutățile pe care le face guvernul, dar nu vede o metodă de a se scăpa de ele. Nu vede o metodă fezabilă de a se scăpa de ele și atunci nu își sacrifică ei interesele lor private doar ca să lupte cu morile de vânt. Micii, mari afaceriști care nu profită de pe urma statului ar fi aici. Și cred că asta e și problema, și că sunt blocat. Ok, și ce facem? Face. Păi nu știu, dacă păi, în primul rând acceptăm prin anul 3000 o să facem ceva. În primul rând acceptăm că avem o problemă, că vorba aia, dacă a bătut un slogan la creierele noastre este că primul pas în a rezolva o problemă e să accepți că ai o problemă. Și hai să vedem cum arată viața după ce acceptăm că avem problema asta. Nu, că mare majoritatea lumii nu acceptă. Fac parte din... Nu ca libertarii, dar acceptă că statul te... Nu, marea majoritate a lumii nu acceptă că taxarea e furt. Marea majoritate a lumii, din păcate... Ok, nu știu, dacă, nu așa, dacă ei nu... Nu, Costel, mă refer la faptul următor. Dacă ei și arunci întrebarea asta fără niciun fel de pregătire... Da, la un sondaj de opinie la nivelul populației, taxarea e furt, da sau nu? O majoritate o să spună că nu e. Da. O minoritate mult mai consistentă decât își imaginează unii o să zică că e. Aici încerc să-ți dau și ție dreptate. Dar să știi că la nivel de majoritate... Să descâlcești, pentru că și un votant... obișnuit poate să spună, da, e furt în sensul că dracul ne-a și-a luat nenorocitul și chestii. În sensul ăsta, știi? Unii da. Alții pot să spună... Eu zic că mulți. Deci oamenii când zic că PSD-ul fură, nu e că taxarea e furt. Nu, fură pentru că se abat de la... Deci noi ne-am înțeles să, nu știu, furăm pe Patriciu și să împărțim. Ori ăștia nu par niciodată nimic, știi? Ne dau... Asta e furt. Acea... încălcarea contractului. Mulți o să zică, știți ce, nu, dar poți să spui acolo a treia opțiune, taxele nu se înfur, dar trebuie să fie mai mici. Păi nu, dar stai că eu nu încerc acum să scot un exemplu care e da. Bun, că normal toată lumea și-ar dori. Dacă aș spune, care dacă aș pune altă întrebare de care am vorbit... Nu, trebuie să te gândești la formula mai... Da, nu, dar dacă o arunci, efectiv așa, înțeleg ce spui, că se livrează... E povestea că nu-ți măsoară ce vrei să măsori, știi? Da, și votanții PSD, votanții USR, e posibil în mare procent să spună că e fur, dar pentru că fură PSD-ul, știi? Nu pentru că sunt spunerieni și că... Da, atunci bine, atunci poți să prefațezi în felul următor. Eu zic că taxarea, trebuie să gândești bine. Taxarea ca principiu. Drați. Și ce? Nu cred că o să se mai ducă lumea la faptul că fură mai... Dragnea sau ceva. Dacă e greu pentru că și dacă în guvern ar fi e... un aparat care nu are nevoi
taxarea ar mai fi furt și ar împărți toți banii taxați. Oricum, ideea de la care am plecat, Costel, ideea de la care am plecat este în felul următor. Da. Și supraestimând răspunsul pozitiv, așa cum spui tu, el s-ar supraestima din greșeală, de neînțelegere, tot spun că o majoritate ar spune că nu e furt. Da, dacă nu e furt, și acolo se complică discuția. Furt pentru tine sau furt pentru alții, știi? Pentru că dacă nu e furt pentru tine, chiar nu e furt, știi? Chiar nu e furt. Aici, chiar, aici tu te duci prea departe. Păi nu, încerc nu, să... aici tu te duci prea departe. Să mintea omului, știi? Păi nu, vorbim de corectitudinea analizei libertariene. Analiza libertariană, ala, dar spune că o majoritate de oameni e furat. Ai câțiva, ca și spună, știi? Ai câțiva ticăloși profitori pe acolo, dar restul oamenilor sunt curați realmente. Ori dacă ei văd, dacă ei văd ca o chestie legitimă taxarea, nu mai e furat. Hai să o luăm altfel atunci. Hai să nu punem întrebarea taxarea e furt. E legitimă. Hai să nu punem întrebarea taxarea e furt. Că ai dreptate, se poate interpreta în toate felurile. Punem întrebarea taxarea e jaf. Da sau nu? Că în felul ăsta lumea sigur nu mai, da. nu mai greșește. Captează mai bine, nu știu dacă... Și o să vezi că marea majoritate a oamenilor o să zică că nu e jaf. Nu e posibil să spună că e jaf, că ne-a mult. Îți măsoară altă dimensiune aiurea. Posibil, dar eu în continuare îți spun că majoritatea lumii o să spună că nu e jaf. Și ideea de la care am plecat era faptul că întâi trebuie să vezi o problemă, să accepți că ai o problemă, după aia discutăm dacă... Nu, dar asta invalidează analiza libertariană. Asta ar însemna că... incidența taxării nu e atât de mare. Că lumea ar fi de acord. Și eu cred că are dreptate Rothbard, că majoritatea oamenilor de frică plătesc taxe. Să fim serioși, știi, deci dacă ridici, ca să facem experiment pe bune, ridică oamenii țară și vecine plătește. Deci lasă-mă cu fot, cu ambiguități semantice, cu... Nu, ridică aia și vecine. Și am văzut. Atunci va fi un guvern prin consimțământ. De referendum, știi? E... Vedem câtă cantitate de consimțământ are un guvern. Cum îi zice? Așa, asta e testul. Bine, referendum, nu ăla care... Și atunci, știi, poți să negociezi, poți să zici și să te fofilezi, zici, păi nu că e guvernul ăsta, în guvernul ăsta n-are lumea încredere, că nu sunt, nu țin cu Ciucă sau cu Ciolacu sau cu cine, dacă e premier. Cum ai zis, Gabi, să formulez? Deci în momentul în care, cum ai zis tu, eliminăm amenințarea... Yeah. Oamenii plătesc taxe doar voluntar. Da. Nu mai exact. Atunci a fi într-adevăr un guvern prin consimțământ. Acel guvern care este finanțat mod voluntar. Nu e întru totul că trebuie să permiți și asprofaia de apărare. Dar e, cel puțin pe partea de taxare, el rămâne stat. Stat numai decât dacă permiți pe acel teritoriu. Știu. Da, mă rog. Bun. Și ca să rezolvăm și cazul ăsta, s-a făcut încercarea în Norvegia și ca să nu avem discuția cu nu susține lumea guvernul ăsta, da, luăm un guvern din Norvegia, unde lumea e foarte civilizată, da, și acolo s-au strâns vreo 5 lei jumate într-un cont. Au pus un cont, haide, nu vă mai taxăm, donați pentru guvern. Sau să-ți vreo 5 lei jumătate. E posibil să donezi un timp pentru apărare și asta, știi, dar nu o să ai banii. Deci dacă ar fi, așa falsifici ipoteza consimțământului. Deci dacă ar fi voluntare, atunci să strângă aceeași bani, să nu fie nicio diferență. Ciolacu nu o să strângă nici pentru salariul lui, nu o să strângă. De da, să zice și acasă după o lună jumătate, zice, bă, băieți, am treabă, trebuie să fac bani. Trebuie să fac bani. S-a stricat joaca. Mă duc la McDonald's. Bun, și dacă nu vă e clar de ce am început să discutăm despre taxe, este că al doilea pilon pe care se așează argumentul ăsta inept este nu că sunt taxele. Lumea plătește taxe și plătind taxe... Consimte la existența guvernului care se bazează pe Constituția Statelor Unite. Susține, da, susține Constituția, implicit. Susține Constituția, da. Așa. Aici avem un text care vreau să fiu foarte precis, să nu greșesc. Și zice, este adevărat că teoria Constituției noastre susține că toate taxele sunt plătite voluntar.
că guvernul nostru este o companie de asigurări mutuală în care oamenii au intrat în mod voluntar. Bă, e posibil că atunci la început chiar să fi fost un val de ăsta, nu? Că este un contract. Fiecare om face un contract liber și pur voluntar cu toți ceilalți. Asta înseamnă companie de asigurări mutuală, în sensul că nu ai o companie per se, e cumva un CR. Suntem toți la el. Că dacă nu vrei să plătești taxe, înseamnă că nu vrei să fii protejat, ești ok. Este ok, nu trebuie neapărat, nu ești obligat să intri. Dar asta e teoria, dar e total diferită de practică. Și taxele sunt plătite sub amenințarea violenței, agresiunii fizice. Și aici face o comparație Spooner între guvern și un tâlhar la drumul mare. Comparație preluată mai târziu de Rothbard și spune că măcar tâlharul se comportă ca un gentleman și nu te face din vorbe să spună că el este un că el este altceva decât un tâlhar. Însă pretenția guvernului este că nu este un tâlhar și că are grijă de tine, de-aia ți-a banii și te urmărește tot timpul. Când mai are nevoie de niște bani, iarăși întinde mâna în buzunarul tău, neputând să scapi de el niciodată oriunde te-ai duce. Bine, asta tâlharul la drumul mare, unde... Da. Da, dacă ne gândim la mafie, nu. Ea pretinde că are grijă de tine. Da, mafia înseamnă cu statul mai degrabă. Noi te protejăm. Dacă știi că ești sub paripa cosa noastră, nici sau dracu invers. Nu mai... Sau invers. E tot. Dar mă repet. E asta banditul staționar, cred că Olson a stat, e banditul staționar, stă acolo, stă pe, nu dă și pleacă. Și de altă parte, cred că, scuze, Gabi, cred că și mafia mai dă chestii, știi? Mai dă paltoane și astea. Mai dă ajutoare, mai dă chestii, da. Mai tai un por, mai... Asura fiul bosului mare și toată lumea să trăiască și ea. Cu bani pe stradă. Dar nu știu dacă mafia te apără și de mafia asta, instituția de stat. Nu cred că se pune niciodată, dacă statul zice să plătești 20% din profit. Cred că unii da. Cred că unii da. Vremuri. Adică stat de tari. Pe vremuri. ANAF-ul sau IRS-ul nu are ce căuta în zona asta. Cred că și azi, de ea... Nu prea. S-au înțeles, s-au căzut la pace în Italia. Nu, nu, nu. Păi și în sensul ăsta intră apărarea. Trece Scobar, vorbea cu nu știu cine și nu intră peste... Nu în sensul că se confrunta cu ei direct, știi? Da, dar nu... Că le frică și asta e. Încerc să zic e că nu scuteau... Mafia n-a dat niciodată scutiri de taxe. Dacă... Dacă trebuia să plătești la... Ei... Cum să zic, îți asumai tu... Lucru ilegal. Dar pentru ce era legal, nu avea niciodată mafia să spună, uite, ăsta e băiatul lui Mario, e croitor, face sacouri bune, le place șefului nostru, nu-i mai luați taxe. Voi de la ANAF nu-i mai luați taxe. Nu s-a întâmplat niciodată așa. Deci dacă plătești taxe, atunci susții guvernul și pui în mâna lui o sabie cu care să vină să-ți extragă și mai multe taxe. În momentul în care te opui, el va veni și va încerca să ia cu forța de la tine taxele pe care consideră că îi sunt datorate. Dacă însă continui să te opui, va veni cu alți oameni, cu vecinii tăi și va încerca să te bage la pușcărie, să te judece și să te... A, nu. Și tu dacă te opui și omori unul din agenții săi, atunci te va judeca ca fiind un criminal și te va spânzura. Dacă însă chemi... Că trebuie să omori. Zice-l că trebuie să omori.
Da, așa spune. Pe vremea aceea, probabil că se mai scăpa. Lucrurile degenerau. Lumea acum este mult mai compliant. Domesticită. Mm-hmm. Vezi sălbatic când ești acum, trăgea după aia. Vezi și acum în America, pe diverse cauze, mai găsești cazuri în cum au fost niște fermieri, niște vaci prin vestul, prin Nevada, mi se pare. FBI-ul venea cu mitralierele, pur și simplu. Nu puteau autoritățile locale să facă față puterii de foc a rangerilor locale. Uite, e în filme cearta asta, dacă ne gândim bine, între FBI și autoritatea locale. Tot timpul cearta asta are loc, nu știu ce chestie. Da. Vin federalii și impresia mea e, nu știu cum se pare, Vali, impresia mea e că Hollywood-ul ține cu FBI-ul mai degrabă. Știi? Bună dimineața! Nu? Cam așa e. Păi? Mai centralist. Așa, iar dacă tu iei mie în ajutorul tău niște vecini, astfel încât să faci față federalilor... Ai deja răzmeriță. Deja e răzmeriță, ești un rebel, apare războiul civil, cartea este scrisă la câțiva ani după războiul civil din America și dă și niște cifre aici, domnul Spooner spune, și are loc o... sute de mii de morți. Au loc sute de mii de morți în cauza asta pe care statul încearcă să oprească orice rebeliune, orice dizidență. Dizidență, da. Orice dizidență. Pentru ca nimeni în viitor să nu mai se pună cu el. Nu, e și partea asta ideologică, uite, apropo și de discuția despre taxare de partea lui, știi, dacă lumea le vede ca legitime... Bine, asta dar e ți-am un... zis, nu stai așa sigur, știi, deci... Nu, ăsta e un principiu care, într-adevăr, are sens din punct de vedere războinic, îl avem, l-am încercat și noi istoric pe pielea noastră. Întrebarea, dacă v-a spus vreodată, de ce România, care a fost stat medieval, nu are... teritoriul României și al Moldovei niciun castel. Nu avem niciun castel medieval. Da? De ce oare? Păi, răspunsul e cu duș întors. E în felul următor. România aveau castele medievale, aveau cetăți. Da? Dar aveau și prost obicei să se răscoale față de turci. Odată la câțiva ani nu mai plăteau tributul și se răsculau. Turcii veneau, strângeau armată, se apucau să-i bată, nu știu ce. Până la urmă totul se termina cu un asediu la o asemenea cetate. Pe care bineînțeles că turcii o câștigau, dar îi costa și timp și bani și oameni și resurse. Și la un moment dat, mi se pare după una dintre scoarele Petru Movilă, dacă nu mă înșel, au zis, știți ceva? Gata. Puneți mâna și vă distrugeți toate cetățile. Dacă nu venim noi, dacă nu vă invadăm și le distrugem noi în doi ani de zile. Și el și-au zis așa, te facem domn, dai răstimpul ăsta să distrugi toate cetățile din Moldova. Probabil la fel s-a întâmplat și cu Țara Românească. Și așa se întâmplă că n-avem decât ruine astăzi. Pentru că au spus, câștigăm bătălia asta și vrem să le câștigăm și pe următoarele. De acum, gata, nu mai, ajunge. E mai ieftin. Așa face și statul. S-au retras în munți, tu. Nu, s-au mai retras niște. Da, și era să distrugi și munți. Plăteau tot. Da. Un alt motiv. Din păcate, foarte bine cu de rău au sfârșit tot cei care s-au retras în munți. Un alt motiv pentru care plata taxelor nu implică susținerea Constituției este faptul că guvernul este o abstracție. Nu știi cui plătești. Nu... Aici e... Aici e cu duș întors. Nu. Are dreptate. Nu știi cui plătești. Dar ăsta nu mai e un argument pentru ziua de astăzi. De exemplu, tu cumperi o mașină, da? Uh-huh. Că nu știi acționarii la Mercedes. Nu știi care sunt acționarii, nu știi practic pe cui îi dai banii. Îi dai lui unul care ți-i ia, dar tu nu iei mașina de la el, iei mașina de la altul.
Da. De exemplu, adică asta ținea pe vremea dinaintea marilor corporații. Bine, poate avea dreptate, spune că nu știu unde să duc banii. Și la hipermarket. Păi ne, uite, nici la hipermarket, da? Tu îi dai lui tanti de la casă banii, dar nu, ea nu are nimic de zis asupra lor. Da, da, afli pe un site acționarii, dar în politică îi afli? Da, dacă nu se întâmplă să fie membrii grupului de comunicare strategică, care ne-a comunicat strategic în pandemie zi de zi cu nume și prenume morții și bolnavi, dar ei nu puteam să știm cine sunt, că era stabilit prin ordin secret de ministru. El leagă aici acest guvern secret de faptul că votul este secret și nu știi de fapt cine impune pe acești agenți în guvern și în... A, poți să știi, nu știi principles, dar știi... Dar pe asta zic, pentru el, membrii guvernului sau ai senatului sau ai camerei reprezentanților, îi știi prime și prime, după nume și prenume, dar nu știi pe cine i-a pus pe acolo. Da, de asta e problema lui, de fapt. E relevant, că nu e ea care i-au pus cheltuie bani. Nu, dar el discută teoria că principalii de leagă pe aia. De leagă pe aia, sunt doar niște... Are dreptate. Toată puterea politică, din toate timpurile, pur și simplu, stă și cade dacă sunt sau nu sunt bani. Deci pe puterea de taxare. Atunci când tu plătești taxe, atunci tu împuternicești guvernul să-și exercite atribuțiile și să-și plătească toți angajații toate celelalte cheltuieli pe care le are. Nu, și să crească o presiune. Uite, la asta nu se gândește lumea, știi? Las că dau și... Păi ok, dai și... Ce faci dacă dai? Cu toate că zici că te apără pe tine, dar de fapt cu cât dai mai mulți bani, cu atâta el are o putere și mai mare să-ți ia și mai mulți bani. Nu îl plătești mai mult pentru a te apăra pe tine mai mult, ci pentru a te taxa pe tine mai mult. Zici că te și apără dacă are bani. Nu, ideea e că ai hrănit un șarpe, știi, la sânt, știi? Da, cam asta, adică e ideea. Adică devine și mai rea situația, știi? Era la 20, că ajungi tu la 45, ajungi. Deci închide, stai tu. Da. Și el, pentru el, pentru Spooner, nu este logica să plătești pe cineva prin taxe pentru a te apăra. Deci, tu îl plătești pe cel care te jefuiește ca într-un viitor... Să te apere pe tine. De ce să te apere? Să te taxeze tot el? Adică el te jefuiește și nu te apără. Ar fi o contradicție dacă îi zice că te apără în mod absolut. Te apără în mod relativ. Te apără de ruși, nu te apără de el, știi? Da. Îți dă apărare, știi? Te apără de agresori externi, interni. Așa. Constituția nu a generat obligații aici cetățenilor în zilele lui Spooner, dar nici în trecut, atunci când generațiile care erau vii, când s-a semnat Constituția. Ăsta e un alt argument, da. Care nu, e unul bun de tot. E... Nu a generat obligații nici asupra acelor persoane. Motivul e unul pur legal. Da. Pur legal. Pentru că niciunul nu a semnat. Păi și aia treci, nu? De suflete? Păi poate pentru aia. Doar pentru aia, da. Doar pentru restul, deci nu. A creat obligația. Pentru aia 39, da, dar aici vorbim de ceilalți oameni. Da. Și de aia e că principiul e în felul următor. Ai un document. Documentul ăsta nu generează obligații decât dacă e semnat. De om și generează obligații asupra omului care îl semnează. Și atât. Mă rog, termeni stipulativi, whatever, dar alea sunt felul în care împărțim obligațiile într-un contract. Dar părțile contractante trebuie să semneze amândouă sau mai multe dacă sunt mai multe. Altfel, nu sunt considerate din punct de vedere legal documente valide. Scot și eu un act de proprietate pentru un căsoi pe Kiselev, da?
Și nu e semnat. Da, dar ia uite ce scrie aici, e ca e al meu. Nu. Noi, poporul român, îl îndreptățim pe Vali Berceanu să fie proprietar asupra exact. Casei, păi de da, la adresa aia. Da. Păi da, vezi că e scrisul tău de mână. Lasă! Deci uite, vezi că scrie noi, poporul român. Da. E la fel ca și Constituția, da. Noi. O să zic că până semnat. Păi și Constituția de oricum. Merge principiul, merge spunăr cu atât de departe cu principiul, încât spune în apărarea acestui principiu avem și faptul că el se aplică și oamenilor care nu știu și să scrie și să citească, trebuie să măcar să pună amprenta, să lase un X acolo, că altfel da, tot degeaba. Eu mă gândeam la ce se obliga ăștia, uite, când a semnat Jefferson, el la ce se obliga? Față de cine? Ce? Că dacă te omoră, îi zice ceva de taxe, că dacă... Nu, Jefferson se obliga să conducă. Hai să zicem Washington, că a fost primul președinte, da? Așa. Și guvernul lui, Jefferson a făcut parte din guvernul lui, da. Că da. Da? Nu la Constituție, da, textul Constituției. Da, textul Constituției, da. Domne, dacă cineva dintr-un stat avea probleme cu altceva din alt stat, să prin... execute puterile care erau enumerate acolo, da, în Constituție, puterile pe care sunt acordate cele guvernului 13, federal. Poate 13 colonii, dacă importau ceva din Franța, trebuia să plecăm... Exact, să facă, să scrie regulile de comerț la un nivel uniform, să declară război, să... Da, dar asta intră în contrast cu aia statutorie, știi, cu aia legislativă, care spune că ăștia sunt imuni la vot și la nu știu ce. Bine. Da, da, ce, da. Ce plătea Jefferson? Păi are imunitate Jefferson. Da, da, da. El, din conștiință, din conștiință făcea lucrurile bune. E contract, știi? Da. Eu mă gândeam să fie clar contractul. Tu îmi dai asta, eu îți dau aia. Deci nu. Dacă eu am imunitate, deci eu pot să fac? Asta e deja ultimul argument, știi? Sau... Da, da, ai zice să mai spune o chestie foarte mișto pe partea asta cu semnătura. Zice așa, zice... Cum credeți că s-ar mai face contractele, că s-ar mai face tribunalele astăzi, cum s-ar mai comporta tribunalele, dacă oricine ar putea să vină cu o foicică de-aia, cum ziceam eu mai devreme, nesemnată de nimeni și să zică, ete dreptul meu, uite, ete aici scrie. Cum ar merge? După aceea... Și râde și de judecător un pic. Ia la mișto, zice, judecătorii ăștia astăzi cer semnături, dar ei își arogă drepturile în baza unui document nesemnat. Da, da. După aceea, problema statutorie. Ea și spune așa, un principiu al statutului. Spune, atunci când faci un contract între părți din clase diferite, probabil o clasă nobilă, unul dintr-o clasă nobilă făcea un contract cu unul dintr-o clasă de speță mai joasă, trebuia neapărat ca cel din speța, din clasa mai joasă, să semneze neapărat acel contract, pentru că se considera că el ar fi prejudiciat în cazul că în care n-ar fi liber, că ar fi obligat, că ar fi obligat să fie, da, să-l fie semnat, să știa acordul. Altfel, că ar arăta mai puțin ca un contract și mai mult ca un decret. Ca un decret, da. Da. De asemenea, soțiile, da, atunci când, să zicem, își puneau averea, să zicem, primită prin moștenire sau prin alte mijloace, o vindeau sau o puneau la dispoziția altcuiva, pentru a nu fi considerate că au fost influențate de soț, erau luate de o parte de notar sau de altcineva care era martor la asemnarea acelui contract și spunea, chiar vrei, chiar crezi că e bine pentru tine lucrul acesta? Și astfel contractul, după aceea, dacă ia-și de acordul, era valabil. Lucrul care nu s-a întâmplat în cazul Constituției, da? Asta era și la vot, de-aia e votul secret, să nu fi influențat, nu? Deci nu fi tras la răspundere după aceea. Domne, ai votat
Eu mă duc să votez cu țărăniștii și... Cred că răspunsul pentru repercursiuni, pentru că nu, să nu fii responsabil. Asta este prima. După alegeri, vine un dobitoc în frunte și face o prostie și după aia toată lumea află că tu l-ai votat pe respectiv. Nu, invers, nu e pentru responsabilitate, e pentru nu, e pentru protecție. Pentru... Influență, nu? Asta și protecție. Pentru protecție. Și gata, nu, fi, nu, e să, nu e că tu... Ok, poate în ochii satului ai fi responsabil, dar nu e vorba de asta, e vorba de protecție împotriva persecuției politice. Dacă tu votezi cu opoziția și la putere sunt niște tirani mai mari decât aia pe care îi avem astăzi, ar putea și tu votezi public cu opoziția, ar putea să te caute după aia să... Bine, Gabi a fost mai îngăduitor, s-a referit la gura lumii, că te oftiști că ai votat cu unul rău. Nu, Vali se refera că la ceva mai... contondent și adică te trezești prin Siberia, știi când? Da. După aceea... Uite, citeam Solgenițin de Stalin, am zis ceva. De acolo i s-a tras. Aha. Am zis ceva de Stalin. Uite, Constituția Uniunii Sovietice poate că nu era această expresie pe care părinții fondatori au băgat-o în Constituția Americii și anume reprezentanții statului, da, senatorii și din Camera Reprezentanților nu pot fi trași la răspundere, nu pot fi interogați asupra a ceea ce, legat de ceea ce spun ei în... Răspunderea politică. Da, sistemul, sistemul în sine e unul la care te gândești că ar fi ok. Adică te zici, domne, e normal să nu fie persecutat pentru declarații politice, e normal să nu fie tras la răspundere penală sau ceva de genul ăsta pentru declarații politice. E de altă parte. Și pentru vot, nu doar pentru... Da, și pentru vot. Da, pe de altă parte. Și atunci ce facem? Punem destinele statelor în mâna oamenilor ăștia fără niciun fel de recurs? Adică, ok, votăm, votăm, dar după aia ăștia sunt mici napoleoni? Analizează strada, țara. Peste patru ani. Peste patru ani. Asta da, e ideea. Asta e ideea. Nu există un proces. Votez mai des, digitalizezi. Bine, există în anumite țări, în anumite, pentru anumite funcții, există proces de recall. Dar e mai stufos și mai complicat pentru... Nu, noi n-avem pentru... Nu a fost primar, că a fost... Noi... Avem ceva asimilar. Nu. La noi au fost primari care au pierdut procese cu statul și au intrat în incompatibilitate publică, în sensul în care în... Nu, mă gândeam la primul sens, când lumea... Nu, la noi nu avem niciun fel de procedeu din ăsta de a întrerupe mandatul cuiva la cererea populației, decât pentru președinte, care e destul de complicat de făcut. Am zis că acum a fost alegeri locale la noi, nici faptul că s-a ales un alt primar nu poate să întrerupă mandatul primarului în funcție pentru că l-a fost votat de populație 4 ani și până când nu îi se termină cei 4 ani de mandat, ai voie să-l scoți de acolo. Dar această irresponsabilitate este pentru Spooner o absurditate. Deci acea persoană din fruntea statului este un agent al meu, este un om care ar trebui să mă servească, da? Să îmi apără interesele și totuși nu are nicio responsabilitate față de mine. Da? El poate să facă orice, inclusiv să mă facă un sclav al lui. Deci eu sunt masterul lui sau el este masterul? El este stăpânul meu sau eu sunt stăpânul lui? Ca să explicăm, să facem ușor de vizualizat, să zicem că nu ți-ai pâine de la supermarket, o iei de la o brutărie, de asta de cartier, presupunem că mai există, da? Și brutarul lui nu-i place de tine. De fiecare dată când te duci, îți bați capă pâinea pe jos, bați scuipă în ea, în fața ta, și te dă. Cred că n-am ce să-i fac. Peste 4 ani poate
am ocazia să... Adică așa arată o relație sănătoasă de reprezentare, de alegere voluntară. Da, un avocat îl concediezi, da, îl... Da, altfel, exact. Îți alegi un avocat. Te duci la proces. Și la primul proces avocatul zice, știți ce, eu știu cine e vinovatul, că lucrez pentru el. Clientul meu este vinovatul și vă mai spun și alte lucruri. Mi-a zis, da, că mi-a zis că în procesul de discovery mi-a zis tot. Că mi-a mărturisit. Ce faci, îl dai afară sau aștepți să termine procesul? Este patronul de afară. Păi nu, procesul în România. Da, da, da. Nu, spune, e clar că e printre primii care atacă relația asta de reprezentare. De tipul ăsta mai aduce Bruno Leoni prin secolul 20, un liberal clasic italian, dacă că spună startul. Și pointul e mereu același, că n-ai niciun control. Cam asta e ideea. Da, n-ai niciun control. N-ai... De pe definițiile oficiale, cum a citat Gabi acolo din Constituție, aia sunt... O imunitate, de regulă. Da. Și spune, să întreba și el, păi cum? Sunt șef, dacă el nu pot să-l trag la răspundere. Și dacă Constituția asta nu a generat nicio obligație, nu are nicio autoritate asupra nici generațiilor trecute, nici generațiilor actuale, nici generațiilor viitoare, și totuși există oameni care doresc explicit ca Constituția să aibă putere în Statele Unite ale Americii, atunci ei deschis ar putea să se așeze undeva la fața unui notar, să pună mâna să semneze, se dă o copie a Constituției, să pună mâna să semneze cu nume și prenume și să arate, doresc în mod explicit, acest lucru. De ce nu se întâmplă acest fapt? Spune spunări că aproape nimeni nu o să semneze. E, aici, pe lângă faptul că așa, aici răspunsul este argumentul. La intimitarea lui Ayn Rand. E, să nu fim ridicoli. Cum subiști tu cu idei de astea? Da, da, da. Constituția e deja semnată. Ce-ți mai trebuie? Păi de-a care? Că ar semna chestii, nu știu, vreau să faci 3 autostrăzi, dacă nu le faci, îmi dai 1 milion de euro. Nu, nici măcar. De ce? Nu să o semneze în felul în care e astăzi scrisă. Nu să semnezi mai contracte cu ăștia. Nu semnezi cu ciolacul dacă nu faci... Da, nici măcar nu mergem atât de departe. Nu, să semnezi contracte, pe felul în care sunt ele astăzi. Eu te aleg să faci ce vrei 4 ani de zile și eu nu mă bag. Dar te susțin, îți dau bani. Te plătesc 4 ani de zile să faci ce vrei tu. Eu nu mă bag. Cam așa ar trebui să fie formulate contractele ca să semene cu astea pe care le avem astăzi prin vot. Nu, fii atent. Eu îți dau bani, dar nu știu ce sumă. Ui tu câți bani vrei. Da, da. Că eu îți dau oricât îmi spui tu. Tu stabilești că verificarea e la 4 ani, știi? Da. Am legat de ăștia 4 ani, dar nu știu, poate un om vrea să verifice mai des, nu știu, la 3 luni sau... Bine, și el mai zice aici o chestie interesantă, deci după ce a terminat de discutat toate aceste posibilități, zice, da, ia stai puțin. Hai să ne uităm și la Constituție, la ce fel de drepturi să pretindă ăștia că au din Constituție. Și uite-l puțin, pare că au dreptul să legisleze. Ce înseamnă că au dreptul să legisleze? Înseamnă că au dreptul să stabilească regulile. Cum? Fără să fie răspunzător față de cineva, că doar ce discutarăm chestia asta, da? Păi, ok. Cu ce seamănă chestia asta? Cine are dreptul unde să stabilească regulile? Oricând vrea mușchiul lui. Stăpânul. Proprietarul. În cazul... Legitim, proprietarul, pentru proprietatea lui, are oricând dreptul să stabilească regulile. Da? Dacă tu ai o entitate care are oricând dreptul să stabilească regulile pe un teritoriu, iar regulile alea se aplică și la oamenii de pe acel teritoriu, păi mă tem că ai de-a face cu un stăpân, cu un jupân sau cu un stăpân de sclavi.
Și aici Spooner face comparația cu un cu monarhiile din Europa și spune mai bine open, adică un despotism pe față, da, domne, acolo măcar nu are pretenția că guvernează prin consimțământul populației și așa mai departe. Eu sunt statul, eu spun care e legea și asta este. Nu, e într-adevăr e un punct că valid, pentru că acum am zis, măcar acolo se vede că e un stăpân. Da. Se vede că e stăpânul, se vede că stăpânește. Da? Pe când în partea asta, alta e așa, look, magic. Bine, niște agresiune așa mare, știi. Acu. Lumea așa s-ar... N-ar mai pune botul așa de... Acu, Costel, dar uite la vecinii ucrainieni. Acolo e agresiunea mare? Cam e. Și plus că gândește-te că lui Spooner nu-i convenea de guvernul american din la 1870. La minima. Da. Dacă ar trebui să un guvern federal, de acum... Era cu două săbi ninja. La... Ah, după aceea, se leagă și de aspectul ăsta al... adică al consecinței faptului că votul este secret, pentru că acești hoți, acești tâlhari, nu numai că n-au responsabilitate sau n-au încredere în sistem, nu vor să fie deconspirați împotriva populației generale. Ei n-au încredere nici în între ei, adică eu nu vreau ca cel din partidul sau vecinul meu să știe că eu am votat pentru alt partid. Pentru că ei oricum sunt pe poziții foarte diferite. Vreau să lega și de partidele astea care erau unele mai, să zicem, mai votate în sud față de nord. A avut loc acel război. Și pentru a nu se afla, are loc această ascunderea identității votantului, cel care ar susține Constituția și guvernul respectiv. Bine, aduce și argumentul ăsta, chiar dacă ai avea, tu n-ai vrea să încalci drepturile, chiar dacă s-ar ști cine sunt aia care au semnat, s-a și semnat, tu n-ai vrea să încalci drepturile. Tot timpul face asta, acele apelul la, și numim astfel de guvern, astfel de societate, o numim liberă, numim acest guvern un guvern prin consimțământ, trăim într-o societate liberă, lucruri de genul, da, niște întrebări retorice, dar la care nu le găsește, nu dă o soluție, nu găsește un răspuns la aceste întrebări. Doar face o apologie la cât de rău este sistemul în care trăiește el. Așa, și la ultima secțiune spune așa că doar un guvern la vedere, tangibil, responsabil, digitalizat iar cu digitalizarea crește transparența, nu că doar le pui pe site, nu știu. Crește transparența, într-adevăr. Nu pot să zic că nu crește transparența. Nu știu dacă crește, scade de agresiunea guvernului. Deci, chiar dacă, deci, ce vreau să spun? Asta e că am pierdut ideea. Nu, da, guvernul vizibil, da? Noi știm numele senatorilor, celor din Camera Reprezentanților, a coloneilor, generalilor. Și chiar dacă nu știm numele celor care i-au votat pe respectivii, nu este important acest aspect. Are el o expresie aici. On general principles of law and reason. O tot folosește. Deci chiar dacă știm numele lor, nu are nicio importanță și deci nu
generează nicio obligație din partea unui cetățean obișnuit, pentru că nu știm cine i-a votat și i-a pus acolo. În cauza asta. Practic el spune așa, domne, ei nu pot să spună că reprezintă pe nimeni atâta vreme cât nu poate să spună pe cine reprezintă. Pe cine în sensul de nume și prenume. Deci eu sunt împuternicitul lui Gabi, ok? Ok, Gabi m-a împuternicit pe mine. Ce să vezi? Te duci la Gabi, îl întrebi, l-ai împuternicit? Da. Problem solved. Eu sunt împuternicitul românilor. Ia frate și caută. Hai. Păi cine? În numele cui semnezi? Al tuturor românilor. Așa că dacă faci testul individual, zici, sunt împuternicitul lui Gabi, ok, hai să vedem votul lui Gabi, să vedem ce a votat, știi? Nu, dar ideea e că poate să... Ai ideea că nu poți prin... Faptul că se duce la el și îl întreabă, măcar e o chestie, știi? Zici, ok, nu e împuternicit în scris, nu e împuternicit cu un act, dar e verbal, l-am verificat. Verbal. Pot să am împuternicirea și pe Messenger, dacă e să... Și da, nu trebuie să o... Nu analizezi, lucrez cu materialul clientului. Ei zic că votul e suficient. Păi e suficient? Nu e suficient dacă nu știu cine e ăla. Asta ar fi un fel de... Să am votul, să am o copie a votului sau o entitate să mențină votul meu cu nume și prenume, îl pună undeva pe o parte și în cazul în care cineva vreodată... Păi nu că ăla nu e valid. Ăla nu e un vot valid pe legislația. Dacă e cu nume și prenume, da. Nu zic dacă e, se află cu cine ai votat. Prin a priori, ca să zic. Ok, am înțeles. Nu se poate. Că nu mai am vot valid, știi? Dacă afli, nu e valid. Dacă e valid, nu afli. Asta e. Bun. Acestea au fost primele 10 secțiuni din capitolul 6. Mai facem și restul și pe data viitoare. Data viitoare, da. Ceea ce reținem este faptul că Constituția Americii este o hârtie pe care s-au distrat părinții fondatori. Nu generează nicio obligație din partea americanilor din zilele noastre. Nu generează nicio obligație pentru americanii din zilele noastre în măsura în care ei nu își asumă direct aceste obligații. Da, da. Aici încheiem episodul din această seară. Pentru Vali Berceanu, Costel Săvarache, eu am fost Gabi Munteanu. Și noi vă spunem la revedere. Și stat te vrea sclav. E tema emisiunii. They know already. Gata.